am înfrânt, am trecut cu bine și peste Sfânta Zi a Mucenicilor. Bună dimineața și bine v-am găsit. Să vorbesc mai încet, dragi bărbați? Nu cred că e cazul. Ați făcut față cu brio, nu? 40 sau 44 de pahare. Ce să zic? E ca și temperatura la termometru, adică temperatura arătată pe telefon, pe termometru telefonului. Deci e minus 3 grade dimineața, dar se resimt minus 6. Cam așa a fost ieri și la noi cu paharele. Am băut vreo 5-6, dar s-au resimțit ca 10-12. Aseară pe la 7, soacra, mă, parcă e șefă de birou electoral, a cerut renumărarea paharelor băute de către mine ieri. Auzi, mă, la ea, să facem reconstituirea faptelor. Păi numai să le numeri, te îmbeți. Da, păi să mai și bei din ele. E o responsabilitate, e un algoritm, domnule, 40-44, habar n-am. Bine că am trecut. Vedem noi în weekend ce mai putem face, cât mai putem cârpi. Totuși, nu ne lăsăm. Eu mai am câteva restanțe, vreo 7-18 pahare și în weekend ajungem cumva la zi. Da, da, unealta soacrei. Noi a pornit azi dimineață vehiculul, îl ducem la reparat. Cum sunteți? Bine, nu? Miercuri. Singura zi din săptămână în care se mai lucrează ceva. Cum stătea Mau cu tulpinau din Braziliau, că acum veneau o tulpină de virusau direct din Braziliau și nu știu dacă face față vaccinau pentru tulpină, tulpină, sună frumos, tulpină, ar merge și o înjurătută, tulpina măsii. Când ne referim la tulpină, trebuie să ne referim și la floare, ci că 7 popi plus un pătru pop. La noi în Ardeal, la protopop, îi se mai spune pătru pop. E ceva arhaic, dar sună bine. Adică pătru pop cred că vine de la Sfântul Petru, care a fost primul episcop. Pătru pop, adică preoți, pop, popă, preoți, popă și pătru pop, mai mare peste preoți. Sună bine în Ardeal. Un pătru pop cu 7 preoți au mers cu flori la un restaurant undeva în Moldova, bineînțeles de ziua femeii, că s-a deschis, s-a dat în folosință o sală nouă. Au mers, au făcut sfințire, a trecut și episcopul cu un buchețel. Și-a venit poliția și i-a amendat. Dar e frumos le stă? Să ne dregem cu o cafeluță. buymeacoffee.com/nicubendea. Când aveți generozitate spirituală, când aveți nevoie de o faptă bună, aici le adun în ceașca cu inorog. Și-au făcut meseria polițiștii și-au tras niște amenzi preoților. Acum să vedem, le-or plăti, nu le-or plăti, i-or afurisi, nu i-or afurisi. Și pompierii din Craiova au dat dovadă de exces de zel. Sau cum zice pe cale, exces de zel. Când nu iese cașul, când nu iese brânza, a fost exces de zel, înțelegi? Da. A luat ceva saltea, a luat foc la spitalul de psihiatrie din Craiova mai zilele trecute. Au pornit pompierii cu Nino Nino, sau cum ar fi zis alarma de Ardeal, noni, și au ajuns. Au văzut că nu era niciun foc, becurile stinse. Zice, bă, asta e pediatria, nu psihiatria. În Craiova, da? Exces de zel. Avem o problemă cu pompierii, domnule. Știți cazul de la Nasta, da? Avea un singur pompier în concediu medical de 6 luni. Ce să facem? Nu suntem toți la datorie, cum a fost ieri președinta la Iohannis. A ieșit și a vorbit frumos. Să nu ne speriem că se vor face, se vor face investiții masive în infrastructura școlară. Bă, și-am zis că, într-adevăr, uite, după 6 ani, ceva, investiții masive în infrastructura școlară. A vorbit el așa câteva minute despre tema asta și după aia ne-a băgat-o pe aia că prelungim starea de alertă și să discută noi restricții pe perioada de noapte. Deci, ambalajul a fost frumos. Rezolvăm problema infrastructurii școlare. Dar ce a fost în bomboană? A albit rău președintele, l-ați văzut, încărunțit. Nu știu, și Orban i-a zis, zice, băi, prezidente, să-ți dau și eu niște vopsea de păr, să vedem, să-ți căutăm un panten ceva, un panetone, un ceva de vopsit. Nu ești așa albit, vezi, și să stai în fruntea țării albești. 6 ani, da, mai are vreo 4 aproape, da, să sperăm. Asta este. Restricții pe timp de noapte. Păi, nu. Noaptea te-ai mai duce într-o parte, într-alta, că ai treabă, ți apare ceva neprevăzut. Tot cu declarația după tine. Uite, acum Smiley, artistul, cântărețul, omul de televiziune, producătorul și reproducătorul, că acum eu născut soția Smiley, e proaspăt tătic.
să-i trăiască fetița, să se bucure de ea. Am postat aseară pe Facebook cugetarea că a născut Gina Pistol, Smiley îi tăt un zâmbet. Făceam un joc de cuvinte, Smiley, zâmbet, așa. Măi, și apoi a scris comentarii cam răutășoase acolo. Că Gina așa și pe dincolea și măi, acum, ce să zic, dacă o luat-o pe numele lui, deși e nume ciudat, el în buletină e Andrei Maria. Cum o să o cheme pe fetiță? Camelia Maria, Maria Maria, Maria. În fine, deci dacă o luat-o pe Gina Pistol cu acte, acum Dumnezeu mă ierte, ce-a fost o trecut, toți am avut tinerețe zbuciumată. Scrie și psalmistul, păcatele și greșelile tinereții iartă-le, Doamne, că au fost din neștiință, din nebăgare sau din prea multă băgare. De seamă. Nu, acum, ce se face? Gina Pistol a devenit o mămică, va deveni o mămică responsabilă, Smiley un tătic responsabil și așa și pe dincolo. Acum, cum trebuie să dea cu piatra cine nouă. Deja va vedem paiul din ochiul altuia și Barna din USR rămâne nezărit. Cafea bună. buymeacoffee.com/nicubeni. De-aia ziceam că e o fericire, un copil e o binecuvântare. La orice vârstă vine, e o binecuvântare pentru casă, pentru părinți. Cel mai bucuros e Bartoș. Nu? Iar intrați la idei. Bartoș, colegul lui Smiley. Ci că o să tragă Smiley când va fi voie, după lockdown-uri și alte restricții, va trage un botez frumos și Bartoș abia așteaptă, că el mâncă bine. Acum vă dați seama că la botez o să gătească Scărlătescu. Că îi convine, că nu-i convine lui Smiley, o să gătească ceva bun. Andy Moisescu deja și-o spălat tacâmurile cu farfuriuța asta aici. Poate primește ceva. Că doamna Ster, soția, Olivia, numai pe germeni îl ține. Numai pe vegane și lucruri rău vegane. Ca așa e în cuplu. Ca așa e în cuplu, da. În Tokyo, pe străzi au apărut magazine sau standuri cu teste PCR. Băi, ce chestie, japonezii ăștia. Mergi pe stradă și cum ți-ai lua un ziar, cum ți-ai lua o cafea to go, îți iei un test to go. Test to go. Îl iei aici, îl faci acasă și îl consumi a doua zi la urgență sau nu știu unde. Teste de alea rapide, de detectare. Ai COVID, n-ai COVID. Așa e. Și că Wuhan s-au deschis tarabe cu lilia, cu pangolin, cu alea. Nu se lasă, domnule, nu se lasă. Ceva mai trebuie să apară. Poate mai apare și câte o cafea bună în cafea, în cana, în ceașca de cafea. Mâine, poi mâine, nu-s grăbit. Știu că acum bugetul s-a subțiat. Voi știți site-ul buymeacoffee.com/nicubendea, pentru care vă mulțumesc anticipat. Că vedeți, vremurile sunt de așa natură. Simona Halep, o fia milionară în euro și în dolar, dar am văzut un întâmplător la televizor în reclamă la Avon. La Avon! E pe copertă la revista aia, Avon. Nu știu, Țiriac, ce părere are. Nu, avea el un prieten bun să o ducă la Dior, la Armani. Să fie imaginea unui parfum cum să cade. Acum, când zici Avon, zici un fel de second hand. Mă rog, pentru 1.200.000 de euro, pe ce nu a fost reclamat? Mai ușor. Vedeți, e miercuri, lumea lucrează, trântește, dă cu... Degeaba, noi suntem în studio aici, în aer liber. O zi bună vă doresc, închei și eu să nu-mi cadă tavanul în cap, să rămânem optimiști și mâine, de la aceeași oră, să ne vedem tot aici pe canal. Sănătate multă și cele bune. Scuze de întreruperi.